Da, eu acum văd ce înseamnă să nu să iesem ședințele operative regulat. Oamenii au început, cum zic, s-a fost ca prețul, s-a început să... Bine, bună ziua tuturor, eu în primul rând vreau să vă prezint cei care lucrează, doamna Cristina Bura, director Liceul Teoretic Dragoș Vodă, ca să cunoască domnul Prozan, acum o să la pensie, da, s-a odihnit. În continuare să mulțumesc celor care au participat activ și nu prea activ la sărbătoarea Hramul Sacru, dar să vezi din sat, cei care au participat activ și aici, care nu prea activ, nu mai sunt. Așa am înțeles. Cu regret, hramul în acest an a nimerit în perioada cuținului de alegeri și fiecare a vrut probabil să se promoveze într-un mod oarecare și n-a vrut să nu mai vină deloc. Păi asta e treaba lor, la hram se vine neinvitat, așa că cine n-a dorit înseamnă că n-a fost, eu știu, n-a fost dorit zi consecvent. Asta-i fac și doresc. Începem de la misiunea ordine publice, vreau să zic mulțumesc, v-ați prezentat și voi, acolo ați făcut față critică. Acum a rămas să valiez cu doamna Marina. La noi au apărut transparanți cu domnul Valau. Reșim din regulamentul intern și dispoziția primarului, transparente în localitate sunt interzise. Sunt paroli de informații, poftim, pas informații câte am primit un demers vineri de la Varau și permis, eu încă n-am zis și eu răspuns, că s-a transferat. De aceea, dumneavoastră, împreună cu Regia Comunală, împreună cu Varau, le faceți lui o contestație, voi contestație să faceți, fiindcă n-ați dreptul. Și voi, Igor, Comisia de profil face un proces verbal cu amendă de încălcare să mă credeți de stat. Eu nu particip la alege. Nu vreau să presez pe nimeni și nu vreau să promovez pe nimeni. Cel mai bun pas care l-am făcut, m-am dat la o parte. Faceți ce doriți. Asta nu înseamnă că trebuie să vă suiți în cap și să bateți joba. Până sunt și eu aici, primar, ales, eu rămân în funcție și voi da binevol încăpirea primăriei și toată patrimoniul împreună cu colectivul care ar dori să rămână. Dar nu în așa mod. Eu vă rog astăzi, eu vă rog lăsut și astăzi să fie demontat toate părmăurile. Noi eram la Hramul Sacru și oamenii mă telefonează, cred că acolo o faramat pe pat, că acolo o rupt camera, luați vizir, că la laul prin sat, în loc să vină la Hramul Sacru, eu prin sat, eu să distruge tot ce am făcut noi cu ani de zile. Păi oameni buni, și dacă vreau să promovez ca primar, să încerc la să dezordine, apoi prețul său de zou copiești, dacă ai venit să strici. Fă ceva, arată, exemplu, faci. Ia, voi zumii că nu lucrați, nu sunt general,
сколько звалив результат, жовному міністру, це в Санкт-Петербурге земства, жовному міністру Зінченко, у нас син Батажуменька, то не ще ми мали зі згодження, поїхав Волка. Те все це визвали Луня, Марса, те все. Кримсимбаса, Зумінник, Ластація Вечка, Яраптин, Кумашин, Раултин, Ярсолій Бус, Остав Машин, Поліція Вуй. Пенсуси, Ярус, Войт, Ворог, Драмя Маїра, Соц, Калінізаси, Ежецизас, Оскар, Зунарі, Сухас, Пирми, Сигуня. Да, да, ну факты мы, консультация фасы. Саночка, ёбану. Полиция, я мне лезу, что ли? Кто за меня закинул крылья? Полиция, ну все это мясо расходит, карий носил. И все мы это закинул крылья. Вот там остается, кулаки, вами из сектора агрикол, зараз я в консерві з Букрамарі, консерві працюю, все це заслужує. Сейчас обе часы, мы-то Дмитрий Кадзе, либер есть, и экипаж, каревин, я ну, сын, я решил. Я вам сказал, просто, кормука. Сын министр с президентом, я полисист, как полиция. Сын, это же Дмитрий Смолкетов. А ты знаешь, что если не ждем, вернусь, у тебя хороший. Полиция лукрează, дом примар, ну, на территорию с моего дихнеса, не мое допустимо, не мое дихнеса. Cum n-am așa acolo? Reșie comunală, jupire, sunt la lucrare, au zis de văzuță în lumea. Vă nu trebuie să faci lumea, că s-a lăsat. Sâmbătă nu lucrați, duminică nu lucrați, lumea la voi îi ședință operativă, marța aveți zi sportivă, dar când dracu lucrați voi? În fiecare zi. Numai noi. Vă scaz, eu sunt revoltat, zizumit, a fost zizuat, eu nici nu v-am sunat, dacă știu că nu lucra. Eu duminica am trecut pe la stația Vechi, era liber. La ce oară? Unu jumate undeva. Unu jumate, dacă era acolo aglomerat și mașină. Era instalat cortul Balau și erau trei fete și doi bărbați acolo. Dar mașini erau întrenuși, mașini l-au prins troleibus. Troleibus s-a oprit pe linia Azbova. Oamenii ăștia trebuie să fie susținători candidatul, trebuie să-i așez libri, că cum poate susține la noi dezvoltarea localității, dacă el s-o opresc pe zebra galbă, nu s-o opresc troleibus. Păi să-i luăm. Dacă s-a ieșit așa om, că să-i dezvoltare, am făcut zizgrime, v-ați prins pe localitate și am făcut noi în joi special, e într-o lungă zi i-a sunat. Eu vă rog frumos, de luat cei mai strictii măsuri, amendă numai decât pentru instalarea și astăzi și demontare. Și urmă, dumneavoastră, faci o raport înscris. Dumneavoastră, asta se rămâne înscris pentru înștiințarea locuitorilor din comună și faceți, ați faceți la reisamul, tot așa la cameră, la vieți. Da, noi am făcut să luat măsuri. Nu se mai poate așa. Nu se poate de adevărat. Eu nu prețin la postura de primar, dar nu se poate de stăcat, așa de făcut. Bine, voi soață că mi-o nu avem nimic așa din comun, domnul primar, rutină. Infracțiuni grave nu avem, nici ușoare nu avem. Că e liniște, deocamdată. Bine, mulțumesc. Mai sunt așa cu muzică și primul acest că noi clarificăm ușor. Mai sunt, vă rog, prin sector, să uitați la unii unde se construiesc căderea asta, să lăsă impactate, să o leată, îngustează drumul, chiar pe partea carosară, ca ei să iei și până la aspect. Și în restul cu construcții neautorizate. Bine? Sau muzical. S-a șiat.
Femeia de-a mă ajunge, așa și... Nu mai este, a fost luat. Asta astăzi o strâns, frunzele. Nu a fost nici un sac. Păi este, măi, în spate. Noi lumea și acum e mea, lumea, sunt toți ori la joi sac. Ca când vor să încerc, nu scoală muzical, dar scoală de două. Nu a fost nici un sac. Astăzi dimineața a venit și o strâns de pe teritoriu. Nu era nici un sac. Eu de acum nu mai pun... bara și expat îți deschid portița, să iei gunoiul. Sărași, o să mănânceai că nu-ți poate deschide poarta. Ia că nu o deschide. Așa ai făcut că nu o pot. Restul, Sasha. Restul... lucrăm, am adus tarifierea, adică documentația. Asta e. Cu Sasha e personalul ăsta, e scat, poate da. Da. Bun, asta e bine. Dar voi ca cu... toată vara că era, s-a pensat cu fluiera. Nu-i chiar așa. Nu? Nu, lucrăm tot anul de jur. Și cântăm. Când sparul și nu rămâne în fric, rămân la iarnă. Corect. Doamna Măglesa, toată nevastă, soasă. Situația este bună. Ne pregătim mâine la ora 9, vine comisia de stat pentru evaluarea instituțiilor preșcolare. Timp în regim normal, alimentația, frecvența, toate sunt la nivel. Oleac și noi suntem indispuși pentru că ieri, de hrană, mai bine zis, elicopterul acela le-am eu distrus terestrele completamente. Păi cine, aveți pază? Păi cine, avem pază, dar ușa de pază lângă elicopter, dacă au fost instalate topoganii cele acolo, vine tot satul, nu sunt părinți de-a noștri și copiii de-a noștri, sunt oameni care au venit prin localitate. De distrus, eu nu înțeleg care e motivul, sau dacă știu că am distrus ceva, așa am avut o educație, trebuie să vin să spun, ea că eu am distrus și eu am să vin să repar. La noi nu mă trebuie de format, de lăsat baltă și de dus. Da, să rog, indicații la acolo, mă rog, părinați, că acolo în loc de ciclu organic să mă încerc, este foaie din aluminiu, sabă, altceva nu mic, nu-i bine că mă știi gol acolo. Îmi dau o sabă și aveți ce îi fac acolo. Da, da. Eu așa am văzut. Oricum, mi-a plăcut pentru că lumea e așa cum este. Noi am avut intenții de bine și Consiliul Local, nu avea băieți să vezi, să zice așa, s-au făbanii s-au ridicat. Poftim? S-au făbanii s-au ridicat. Da, da, da. E dreptul local. Acolo unde ei nu-s probleme, dar aici tot din vizitatori, din persoanele care... o întrebare, dacă tot a început campania electorală, o să ne numiți instituțiile sau spațiile unde ei pot să facă Înjurire electorale. Este dispoziția primarului. Vrem să știm dacă instituția noastră tot este și noi avem un ordin care ne spune că asta se poate produce doar după ordine de lucru. Deci vreau să concretizez ca când s-a coordonat cu primăria să știm că la noi e programul cu grădinițe până la ora 7 chiar. Adică 6, 7, de la 6 până la 7 ora educatorului, adică după. Normal. Fiecare candidat trebuie să pună cerere la primărie. Evident. În partea mea, eu am să notez că coordonat doamna Simeiescu spre examinare. Conform instanță în Dubai. Nu asta, eu v-am zis, ordinul trebuie să fie al meu sesat. Poftim, suntem binevenit după ordine 19, e ca sala, nu mai cu se sală se, la primă, e ca da, să deschidem. Noi nu trebuie să creăm impedimente. Poftim, toți au dreptul, și la sfârșitul dreptul ăla. Bine. Vă așteptăm mâine la evaluarea instituției? Păi începe la sfârșoarea, așa mă. La oară 8.30, este o nouă răzmă. Da. Bine. Mulțumesc atunci la dumneavoastră, da? Da. La dragul zboară dumneavoastră. Da.
Deci activitatea în liceu, teoretic, Dragoș Vod, se desfășoară regim normal. De astăzi avem toți profesorii, deja i-am găsit, slavă Domnului. Alimentația, absențele, totul este în regulă. Vrem să vă invităm joi la ora 18 la adunare generală de părinți. Da, Iulia, lăsați să vă apuc. La ora 18, la adunare generală de părinți. Mulțumesc frumos. În 12 ani, în joi, o oară să-mi simt de seară. Mulțumesc. O să vin neapărat. În general, activitatea este. Nu știu, aveți ceva nevoie de ajutor, de curățenie? Până când nu. Ca să înțelegeți, noi, pe acum am activat o iată în Zou Mihai, voi sunteți zouă instituții, Dragoș Vod, Serie Fugă, care sunteți la direcția Tineri Sport. Da. Noi nu vă dăm la o față, că voi nu sunteți a noastră. Copiii sunt a noastră și de atâta orice ajutor să se lansă în sfârșit. Dar în restul aveți nevoie mai sigur. Nu e simplu. Sur sau mai sigur ceva. Nu vom putea ajuta. Nu vom putea, dar vom putea, vom ajuta. Adică apelați și eu sunt, când eu sunt, spre colaborare. Va veni alt primar, o să înțelegi cu el. Iar copiii s-au localizat și noi trebuie să vă ținem în mână să avem înțelegere. Mulțumesc. Doamna Larisa, aveți anunț ceva? Doamna Maria, dumneavoastră, cum a din zou funcții, dacă aveți ceva anunțuri. Săptămâna aceasta o să convoace membrii birourilor electorale, o să ne anunțe componența lor, adică o să fie sau pe joi sau pe vineri. Aici, în primărie, o să îi convocăm și, respectiv, pe urmă, o să meargă la secțiile de votare, cum au fost și anii precedenți, cu 4 secții de votare, de la instituțiile Dragoș Vod, Ilie Fulga, Goianul Nou și colegii. Dumneavoastră nu calmează. Eu nu. Înseamnă că noi... Nu e că am impedimente și orice. Anunțați, spune ceva nu-i bun. Așa spune legea. Noi nu vă încurcăm, numai voi nu vă faceți o vraznic. Bine? Fiindcă una să facă o vraznică așa, altul vine să fie mai o vraznică așa. Și ca urmă îți primesc în lucrul nostru. Mulțumesc că voi, domnul meu, în găsirea voi cu colectarea banilor. Noi și ne avem funcția de a colecta și doamna Rălisa de a cheltuie. Și v-ați zis că nu vreau. Când la sfârșit mă iese, dar vreau, mulțumesc. Activați așa mai departe și ca noi primărie să o prezăm următorului primar cu soldul disponibil, măcar vreo 6 milioane, 7. Ca să nu, cum eu în 2007 am luat cu soldul minus 3 milioane stresuri. La noi se dăm cu plus următorul primar și pas la câmpa. Eu vă mulțumesc, vă doresc pe zi bună și cu doamne. Mai ales dumneavoastră, ca persoană nouă, doamne.